În sala de sport a Liceului Tehnologic Ștefan Milcu din Calafat, astăzi a fost mare sărbătoare. Elevii liceului, alături de colegilor de la școala gimnazială Constantin Gerotă, școala gimnazială Gheorghe Brăescu, tot din Calafat, de la liceul teoretic George Marincu din Poiana Mare și de la școala gimnazială Gheorghe Jienescu din Rast, au pregătit un program special pentru Ziua Națională. Eu m-am pregătit pentru ziua de 1 decembrie cu un cântec. Ce fel de cântec? Tot se aude glas peste Carpaciu, cântăm toți cu clasa. Cu cântece și dansuri populare și naționale. Și cu voie bună, zi. Da, și cu voie bună. Sărbătorim Marea Unire, și anume cea de la 1 decembrie 1918. Copiii au pregătit cântece patriotice, dansuri populare, scenete, de la cei mai mici până la cei mai mari licenii liceului nostru. Alături au fost și reprezentanți ai casei de cultură și cadre didactice. Muzica, dansul și voia bună au fost completate de mesele îmbelșugate cu bucate alese. Am pregătit ce se pregătește de 1 decembrie. Iahnie de fasole, fasole scăzută cu afumătură, sarmale de post umplute cu soia și ciuperci, plăcintă cu brânză, plăcintă cu mere, gogoșari umplut cu vinete, murături țărănești, ardei gras umplut cu varză. Am venit împreună cu copiii mei de la clasa a 4-a Gheorghe Brescu, de aici din Calafat, cu bucate tradiționale, cu sărmăluțe, cu turtițe, cu mămăliguță. Aici este o mâncare de praz cu măsline moștenită de la străbunica, care o prepara pe soba, care o avea tot românul în casă. Eu acum am îmbunătățit-o cu măsline, dar atunci o făcea doar cu legumele care le aveau strânse pe parcursul anului.